Bună ziua, dragilor, și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi o să valorificăm și o să deschidem acest colet, un unboxing pentru comanda plasată pe numele de lider din luna mai 2022. Și haideți să nu mai lungim, să deschidem coletul și să vedem ce surprize și ce lucruri frumoase găsim aici. Facturica o dăm deoparte. Și cu mare drag vă spun că mi-am luat o pijama. O pijama, este pijamaua mea personală. Așadar, sunt încântată de tot ce înseamnă pijamale Avon. Măsurile corespund și chiar o să și deschid un piculeț. Îmi place foarte mult materialul, este un bumbac care se lipește de piele. Vin foarte, foarte frumos împachetate aceste pijamale și mai mult de atât vreau să vă zic că am prins și o ofertă foarte bună. Am dat undeva, cred că 69 de lei, disponibil în broșura lunii mai. Este mărimea M, întotdeauna îmi place să le iau un pic mai lejere și sunt cu mânică scurtă, da? Și au un preț foarte bun, sunt la reducere, 69 de lei. Am văzut că mai există și alte tipuri de pijama la 109 lei, dar asta chiar raport calitate-preț și reducere aferentă comenzii, chiar recomand și pantalonașii, recomand pijamalele Avon cu mare, mare drag. Mergem mai departe. Avem un set de aromoterapie. Vreau să vă zic că acest set de aromoterapie vine ca urmare a implicării mele în campaniile Avon. Și bineînțeles, avem aici un difuzor. Ia să vedem. Bine că am și rupt punguța. Așa de bine am deschis, încât am reușit să și rup punguța. Cam așa arată. Este difuzorul Avon cu lavandă, cunoașteți cu siguranță, și bineînțeles și lumânărica parfumată din aceeași gamă, dar nu o să insist să o deschid pentru că cu siguranță am să o pun la bătaie pentru reprezentanții din echipa mea ca și premiu și aș vrea ca ambalajul să fie intact. Mergem mai departe, ce avem aici este un Avon Cannabis Sativa Seed Oil, este apa micelară care a fost indisponibilă în campania anterioară, a făcut parte din setul de noutăți din campania anterioară și abia aștept, pentru că eu sunt fan această minunată gamă Cannabis Sativa și sunt fan să testez și să vă dau detalii și să vă dau un feedback vis-a-vis de această apă micelară. Un alt produs pe care l-am pe comandă este Individual Blue, pentru el este apa de toaletă bărbătească la 200, la 100 de mililitri. Niște broșurele, este setul de broșurele care vine automat pe numele de lider, da? Este setul de 5 broșuri și bineînțeles ideea este că pe acest nume am mai comandat și un alt set pe care l-am în mașină, dar campania lunii iunie, catalogul este deja postat pe canalul meu de YouTube și puteți acolo să vedeți detalii despre campaniile ce vor urma. Mergem mai departe, avem acești ochelari tip Cat Eyes, sunt ochelarii mei personali, folosesc acest tip de ochelar și chiar o să revin cu o poză și o să vă spun așa să vedem cum îmi stă și să vă dați și voi cu părerea. Sunt ochelari de soare cu factori de protecție și în general de fiecare dată când vine sezonul îmi iau o pereche de astfel de ochelari. Aici avem o bandă metalică, îi spunem noi, este, văd că este aurie, eu port în general aur și atunci cu siguranță este ceea ce mie îmi trebuie și îmi place foarte mult culoarea bej la, această ramă. O să-i punem deoparte. Ce mai avem, ce mai avem? Avem un Avon Senses spray de corp cu orhidee și blueberry. Blueberry înseamnă afine, cred. Așa că este un produs răcoritor. Today, Tomorrow, Always este o apă în ediție limitată
Cu siguranță este vorba tot de un produs pe care l-am câștigat în urma campaniilor pe care le fac în Avon. Ia să vedem, ia să vedem. Nu este sigilat. Este personalizat, magia momentelor cu tine. Foarte frumos arată. Da? Este un produs foarte, foarte fain, dar nu cred că e today normal, este un alt fel de today. Miroase demențial, cred că e varianta de Always. Și abia aștept să văd, îl pun pe echipă, o să-l, nu știu, încă nu sunt hotărât, o să-l folosesc personal, voi vedea în viitorul apropiat. Mergem mai departe, ce avem aici este un Petit Happy Attitude, este un produs pe care l-am pe comandă pentru cineva. Mergem mai departe, două rujulețe, de fapt ar trebui să fie trei și aceste rujulețe sunt venite tot în urma unei campanii Avon la care eu sunt înscrisă, se numește Digital Academy, un proiect Avon, în urma căruia de fiecare dată, în urma participării la aceste minunate proiecte, primim anumite produse. Aici avem trei rujuri, Ruby Glitz, să vedem dacă sunt diferite, Bronze Glow și Violet Sparks. Astea sunt variantele, cele trei variante de rujulețe. Ce mai avem aici este un luciu de buze, un lip oil. Este un produs, cred că, care a venit ca fiind neexistent în campaniile anterioare. S-au reactualizat stocul. Este un produs pe care îl folosesc și care îmi place foarte mult, îl recomand cu mare drag. Și în ultimul rând, vedem aici că avem un creion, nuanța Emerald. Ia să vedem dacă reușesc. Este acel verde pe care îl putem găsi și în nuanța creioanelor lansate în luna iunie. Cu siguranță că în luna iunie o să vedeți că sunt, e partea de make-up și de creioane la mare, mare loc de cinste. Bonusurile, flyerele bonus, le-am postat deja pe pagina mea de YouTube, vă invit să intrați. Revista mai Avon Magazine este postată deja. Și bineînțeles, vedem aici că mai avem un program motivațional pentru liderii Avon cu bonusuri cash și nu în ultimul rând acel program de bine ai venit în Avon destinat celor care doresc să intre în această echipă minunată Avon ca și lider. Dacă doriți mai multe informații, cu drag vă pot ajuta, așadar nu trebuie decât să-mi lăsați un mesaj în care să-mi cereți aceste informații. O zi frumoasă să aveți și ținem aproape pentru toate noutățile Avon.